Scandalul care a degenerat în bătaie s-a petrecut în urmă cu 4 ani în fața unei vulcanizări din Ștefănești. Potrivit celor mărturisite de șofer, polițistul a încercat să-l amendeze fără ca el să fi încălcat legislația rutieră. Iar când bărbatul a vrut să completeze pe procesul verbal la secțiunea mențiuni faptul că polițistul i-a cerut bani, omul legii a aruncat procesul verbal și a sărit să-l bată. Polițistul declarase inițial că șoferul a fost cel agresiv. Curtea de apel Pitești a dat verdictul în cazul șoferului judecat pentru ultraj. Deși inițial instanța de fond îl găsise vinovat pe șofer, după ce bărbatul a demonstrat că el a fost cel bătut de polițist și nu invers, șoferul a fost achitat. Norocul tânărului Bogdan Stan a fost că în zonă erau camere de supraveghere care au surprins momentul. Acesta a postat ulterior imaginile surprinse de camera de supraveghere și pe rețelele de socializare pentru a demonstra că a fost nevinovat și pentru a arăta că el a fost primul lovit.